Bună seara, bine ați venit, prezunția voastră, doamnă Elena Murariu, părinte coleg. Permiteți-mi să vă arăt sigur că toți bine ați venit. Mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să fiți în mijlocul nostru. În contextul acestui eveniment pe care l-am dorit organizat pentru a marca cei 30 de ani de la Revoluția, care încheie un ciclu în istoria țării noastre, un ciclu dureros, o perioadă dureroasă. Foarte multe se pot spune despre martiri. Foarte mult se poate vorbi, s-a scris foarte mult, s-a publicat foarte mult. Datoria noastră și faptul că ne-am gândit împreună cu Părintele Consilier și cu Preafericitul Părinte Patriarh, a dat binecuvântarea să dăm drumul acestui eveniment, a binecuvântat acest eveniment să se producă în spațiul facultății noastre, ce este organizat, așa cum aș citit pe afiș, de sectorul teologic, de Facultatea de Teologie, de Patriarhia Română, trebuia așadar marcat cu în bună cunoștință de cauză acest eveniment și am gândit că am venit cu cale și am gândit că este potrivit ca la el să se refere cei trei invitații noștri, Preasfințitul Părinte Balam Ploieșteanu, colegul nostru, Părintele Conferențiar Gheorghe Olga și doamna Elena Murariu, care va și vernisa o expoziție cu tema la care ne referim, având ca temă acest lucru la care ne referim, jertfa tinerilor din decembrie 1989, dar și aceea de dinainte de 1989. Spuneam că suntem datori să marcăm acest eveniment. Noi, cei care am trăit atunci, care avem o vârstă mai înaintată, sau cei care sunt și mai mari decât noi, știu bine prin ce am putut să trecem, știm bine cum am reușit să rezistăm. Nu stau să rememorez aici, deși biserica lucrează cu memoria întotdeauna și asta vom face astăzi împreună aici. Să rememorăm ceea ce s-a întâmplat atunci și vine în minte un episod, stând astăzi în câteva clipe de legați pe care le-am putut avea, un episod de la Biserica Sfântul, de la Biserica Foișorul de Foc, de la Biserica Sfântul Pantelimon. Episodul este redat de preotul de acolo, foarte harnicul preot Bogdan Teleanu, care are un, mă rog, desfășoară în cadrul parohiei sale ceea ce a devenit deja un fenomen, și anume Ateneul Sfântului Pantelimon. Pune în scenă piese de teatru, face expoziții, lucruri foarte interesante. Scria în câteva pagini în social media, a apărut o știre potrivit căreia aflăm despre un preot de acolo, Părintele Crețu, care în anii comunismului a avut foarte mult de pătrimit pentru că chiar fiul său fusese arestat de securitate pentru că nu voise, refuzase să intoneze la pian. Preoții erau oameni foarte cultivați, aveau copii de asemenea care aveau școli înalte, studii de muzică, limbi străine. Refuzase să intoneze la pian internațional. A fost luat de securitate și a sfârșit în veciurile securității în cele din urmă, după câteva luni de suferință, torturat în așa măsură încât propriul tată n-a mai putut să-l recunoască atunci când i-a fost înfățișat. Era vorba de Cornel Crețu, fiul acestui preot, Părintele Crețu, de acolo. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că citind documentele privitoare la ceea ce s-a întâmplat în decembrie, 22 decembrie, 25 decembrie, cu toții cunoaștem ce s-a întâmplat în 21, manifestația care a avut loc atunci, pe 22, Ceaușescu a fugit, a fost capturat în 25, chiar în ziua de Crăciun a fost judecat și a și fost în cele din urmă executat. Mi se spune, interesant, rostind sau poate cântând, spun martorii de cei care au fost de față, câteva versuri din Internaționala pe care fiul acestui preot refuzase al mintele altă dată să o intoneze, pentru că avea versuri anticreștine. Aceasta dorim să rememorăm. Faptul că oamenii au avut o rezistență, a fost un rezist, dar unul adevărat, unul în adevăratul sens al cuvântului. O rezistență la anticreștinism,
o rezistență la ceea ce ni se propunea și nume descreștinarea care ni se propunea. Nu suntem nici azi în condiții mai bune, dar aceasta trebuie marcată cumva. Sunt oameni care au înțeles ce se întâmplă și aceasta zic eu că trebuie să marcăm astăzi. Tinerii, pentru că este momentul la care ne referim cu precădere la tineri. Suntem în spațiul unei facultăți și este justificabil, este bun înțeles că la tineri trebuie să ne referim. Jertfa tinerilor din decembrie și de dinainte de decembrie va constitui așadar subiectul, tema serii noastre. De aceea îl voi invita pe Preasfințitul Părinte Varlam să împărtășească împreună cu noi câteva gândurile pe care le-a pregătit aici, gândurile preasfinției sale, pentru că noi am prins acea perioadă, cum spuneam, eram chiar studenți, doctoranți la vremea la care Revoluția se desfășura și avem amintiri de toate felurile din acea perioadă și de dinainte de această perioadă, cât, zic eu, este unul dintre oamenii cei mai potriviți să vină aici cu o mărturie în fața noastră, în fața dumneavoastră, în speranța că rememorăm, ne aducem aminte și încercăm să facem în așa fel încât acele lucruri să nu se mai repete. Preasfinția voastră, vă rugăm.